Noul an școlar a debutat astăzi și la școala post-liceală sanitară Carol Davila din Petroșani, dar cu o premieră negativă. Astfel, dintre cele 115 locuri disponibile la calificările asistent medical generalist și asistent medical farmacie, 14 au rămas neocupate. Din acest motiv, perioada de înscriere a fost prelungită până pe data de 1 octombrie. Nu pot să spun că este o premieră negativă, pentru că efectivul de elev pe care noi l-am prognozat la asistentul medical generalist este de 90 de elevi în anul întâi. Până la ora actuală, adică 15 septembrie, înscriși sunt 81 de elevi. Noi, Consiliul de Administrație al școlii, am hotărât că dăm posibilitatea înscrierilor elevilor la asistent medical generalist până în data de 1 octombrie, având în vedere că unii dintre ei sunt plecați și probabil la întoarcere vor fi hotărâți să se înscrie la școala sanitară Carol Davila. Pe de altă parte, cu începere din data de 15 septembrie, Unitatea Școlară din Petroșani este parteneră într-un proiect european cu o instituție sanitară din localitatea portugheză Montijo. Acest proiect pe care noi l-am derulat în perioada august cu absolvenți de la asistent medical de farmacie, s-a finalizat cu bine, iar în data de 12 august a fost aprobat un alt proiect, însă pe programul Erasmus Plus, experiență de viață pentru viață prin stagii de practică în domeniul asigurării sănătății în Uniunea Europeană. Acest proiect este un proiect mai amplu, derularea lui va fi pe 2 ani de zile, vor participa 50 de elevi de la calificare asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, vor exista 4 fluxuri, 2 fluxuri pentru asistentul medical generalist și 2 fluxuri pentru asistentul medical de farmacie. Elevii vor fi pentru asistent medical generalist din anul 3, iar pentru asistent medical de farmacie din anul 2. Începutul proiectului, data de începere a proiectului este 15 septembrie, iar stajul de practică va începe în 8 februarie. Cursurile școlii sanitare post-liceale din Petroșani au început astăzi într-o nouă locație, respectiv într-un spațiu aparținător școlii generale numărul 5 din cartierul Aeroport.